Deci, prieteni, astăzi vreau să vă spun cum am ajuns așa de avansat pe YouTube, adică cu 1100 nu știu cu de abonați, dar mai întâi vă aștept cu un like, subscribe și clopoțel, iar haideți să începem acest video! Numele primului meu canal YouTube a fost Mefir Mam. Primul meu videoclip de pe acel canal a fost pe data de septembrie 2021, pentru că nu știu exact în ce zi, totuși știu că aveam 7 ani de-abia. Eu atunci nu știam deloc să editez, decât editam pe un fel de aplicație care se chema FilmGo, un fel de aplicație editat care doar lega videoclipurile și le punea un fel o muzică pe fundal, care nu era foarte bună. Totuși tot am continuat, am făcut și un video cu Andra, care este și ea o youtuberiță care este o prietenă de-a mea. Dar mă rog, la un moment dat aveam 30 de abonați pe acel canal. E după ce am trecut de la 30 de abonați într-o singură zi direct la 40. Pe atunci eram foarte fericit să văd așa ceva. Totuși acum mi se pare că fac campionații chiar mai greu. După ce am intrat în acea fericire de 40 de abonați, am mers să mai continuat și nu prea am mai evoluat pe acel canal. O timp de 11 luni am postat pe acest canal, adică vă dați seama, din 2021 până în 2022 aprilie, adică am postat pe acel canal destul de mult, 11 luni, și postam chiar foarte rar, adică la început postam câte 3 videoclipuri pe zi, iar acum, iar după ce am început să postez chiar foarte rar, eu care acum postez, am deja 400 de videoclipuri eu pe acest canal. Pe acest canal am început chiar și o serie care se chema Orașul Celina. Da, nu e cam ciudat, Celina, cred că este și un nume de fată, de fetiță, nu știu cum să spun. Eu am descoperit de la Andra acea aplicație de filmat X-Recorder, cu care filmez chiar și acum. Și da, cu ea mă descurc chiar foarte bine. Chiar după aceea, după câteva zile de postat, tatăl meu mi-a făcut un nou cont de Google, de câte am înțeles, nu mai țin minte exact, adică tot am mai spus în continuu. Și după aceea, da, mi-a făcut un cont nou de Google, mi-a făcut un canal de YouTube și asta a fost cu canalul meu vechi de YouTube, care încă l mai am. După ce am făcut primul videoclip de pe acest canal care a fost pe aprilie, nu mai știu nici la acest videoclip pe ce dată era, dar știu că a fost pe aprilie și acolo scrie deasupra, mă arătam așa cu degetul, mi-am făcut un cont nou de YouTube, nu știu cum ce am mai scris pe acolo, mă rog. Iar am mai postat, am ajuns la 100 de abonați, 200, 300, 400, wow, eram celebritate, 500, 600, nici nu știu ce să mai pun, 700, aproape 700, 700, 800, de 800 am făcut prima premieră de pe acel canal, după aceea 900, 1000, 1000, totuși, da, nu știu, adică, am ajuns la 1000 de abonați efectiv și da, îmi place foarte mult. Adică wow. Mă rog, am ajuns la 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1100, nu știu ce mai avem pe acolo. Și acum sunt aproape, cred că de 1200, nu știu că mai făcut 1200, dar nu știu, sper că am făcut, nu știu. Cred că v-am prezentat destul acum. Deși acest video este cam de vreo 4 minute, mă rog. Dar cam asta a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut, iar goodbye!